Salut, camarazi! Vă salut cu drag! Bună ziua! De-abia acum am ajuns și eu să mănânc, e aproape unul, că am fost la camaradul Sorin să-i plătesc prima rată de la PC și acum m-am întors, am dat pe la piață, mi-am luat niște apă, că nu mai aveam, mi-am luat și pâinică, două pâini și acum m-am așezat și eu la masă să mănânc omenește, așa, uite, mi-am prăjit niște ouășoare. Să vede că aburesc ouă prăjite și cu brânzică de la țară, de văcuță, brânzică, bucățele de brânzică. Am și trei feliuțe de pâine de grâu neagră, vă recomand să mâncați pâinea de grâu. Prăjitul nu prea e bun, dar acum mă grăbesc și de-aia. Și am un păhărel de lapte bătut de la văcuță, de văcuța Văcușoara, care o cheamă Mărioara. Vă recomand lapte bătut, lapte prins, e foarte sănătos. E sănătate curată. Așa? Tot ce e fermentat e sănătos și laptele prins și drojdia și zeama de varză. Aveam și o poftă de murături, dar femeia aia care vinde murături la piață are închis lunea, nu vine. Deci o să mă descurc cu ce am, o să cumpăr mâine, că mi-am făcut o mâncărică de bame, am și ciorbică, deci astăzi nu mai gătesc, o să muncesc, că deja am pierdut o jumătate de zi până m-am dus până la IORE, acolo la Sorin, până m-am întors, trece timpul, mâine trebuie să mă duc să plătesc curentul, să văd unde se plătește la hidroelectrica, știi? Că asta e, trebuie, dacă nu mai sunt hoinar, când ești hoinar, aerul e gratuit, doar mâncarea o plătești, dormitul nu-l mai plătești, nu mai plătești, dar așa la bloc trebuie să plătești multe și, că, și întreținerea și, și lumina și chiria, deci s-adună, așa că trebuie să muncesc mai mult, să mă descurc mai bine, ca să plătești și chiria și întreținerea și lumina și mâncarea, din păcate. Asta e. În rest, sunt bine, sunt sănătos, mulțumesc lui Dumnezeu, sper că și voi sunteți bine, sănătoși și familiile voastre și copiii voștri. Vă doresc o zi de luni binecuvântată, plină de bucurii, de succese, de împliniri, să aveți încredere în voi, să fiți activi, să stați cu urechile ciulite, să nu credeți nimic ca ce vă spun alții că sunt minciuni. Aveți grijă de voi și de cei dragi, că lumea este așa cum este. Mă reușesc să vă zic, mă apuc și eu la muncă, mănânc acum, mă odihnesc puțin și după aia dau drumul la treabă, bag niște clipuri să văd, poate mă duc în oraș și o să bag și ceva caterincă zilele astea pe canal, ca să mai urcăm canalul, că asta este. Din păcate, românii noștri, cum știți, toți plini de ei, toți înfatuați, dacă îi ajuți ești bun, dacă ai nevoie de ajutor nu te ajută nimeni, așa că fac și eu ca nemții, știi, neamțul zice ajută-te singur și Dumnezeu te ajută, așa o să fac și eu. Acum, de fapt, totdeauna am făcut așa, m-am ajutat singur și Dumnezeu m-a ajutat. Hai că vă pup cu drag, dacă sunteți la masă, poftă bună! Să vă fie de bine și toate cele bune. Rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!